zisa Domnului, cel care iubește pe tatăl, ori pe mamă, mai mult decât pe mine, nu este vrednic de mine. Cel care iubește pe fiu, ori pe fică, mai mult decât pe mine, nu este vrednic de mine. Și cel care nu-și va lua crucea sa și va urma mie, nu este vrednic de mine. Cine ține la viața sa o va pierde, iar cine și-a pierdut viața sa pentru mine o va găsi. Cine mă primește pe mine, mă primește. Și cine mă primește pe mine, primește pe cel ce m-a trimis pe mine. Cine primește un proroc, în numele unui proroc va primi răsplata cuvenită unui proroc. Și cine va primi pe un drept, în numele unui drept, va primi răsplata cuvenită celui drept. Iar cel care va da de băut un păhur din pahar din acest primit, numai un pahar de apă rece, în numele de ucenic, adevărat vă spun vouă, nu-și va pierde plata sa. Și când s-a sfârșit, Iisus de dat aceste învățături, celor 12 ucenici ai săi s-au dus de acolo ca să învețe, să propovăduiască. Mai departe, prin orașul său, slavă ție, Doamne, slavă ție! Miluiește-ne pe noi, Dumnezeule, după mare mila ta, ne rugăm și auzi-ne! Ne miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Încă ne rugăm, Sfântul Arhiepiscopul nostru Iachim și pentru toți frații noștri cei întru Hristos. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește! Încă ne rugăm pentru preacuviosul Părintele nostru Arhimandritul Epifanie, Maica Stareță Mănăchia la Brechia, Pentruca de Maicile Surorile, Vețuitorii, slujitorii și ostenitorii sfânt locași acestuia, pentru sănătatea și mântuirea lor. Doamnește, Doamnește, Doamne, miluiește! Încă ne rugăm pentru binecredinciosul popor român de ce zile, pentru cărmuitorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și satelor, pentru iubitoare de Hristos oaste Domnului, pentru sănătatea și mântuirea lor. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Încă ne rugăm pentru frații noștri preoți, rămânachi, rodiacon, diacon, mănași și mănachii, și pentru toți și întru Hristos, frații noștri. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Încă ne rugăm pentru fericii și bucuria pomenicii, și tuturor Sfântului Lucas, Sfântia, pentru toți cei mai înaintea dormiți, Doamne, miluiește! Apără, miluiește, miluiește!
cu tăcere.